Așa, acum. Mă numesc Alla Burakovski, îndeplinesc funcție de director grădiniții de copii din satul Piatra, raionul Orhei. Grădinița activează din anul 1984. La început erau 7 grupe. Nu, copiii erau mulți în sat, de atunci am avut necesitatea de a mai deschide încă 4 grupe. Și fabrica avicolă a construit încă 2 blocuri. În total erau, în 84 s-a deschis 11 grupe, în 84 la 29 decembrie. Au fost cuprinși 250 de copii, 11 grupe, cu 77 de lucrători împreună cu că erau plecați în concediu de maternitate. La moment activează 4 grupe cu 100 de copii. De ce așa brusc s-a micșorat numărul copiilor? Natalitatea sau au plecat din sat? Sau? Nu, nici natalitatea, dar condițiile care au fost la moment atunci. Sau nu știu de ce. Clar. Acum... Știți de ce? Că... Da, spuneți. La un moment nu a fost nevoie de, nu a avut nevoie de grupe, pe urmă a început natalitatea a crește și au fost nevoite de mai multe. În dependență de natalitate. La moment câți copii aveți la grădiniță? În moment avem 100 de copii. Clar, câți educatori? 6 educatori, 4 ajutori de educatori. În total, 24 de lucrători, împreună cu lucrători auxiliari tehnici am avut în vedere. După părerea dumneavoastră, aveți condițiile necesare pentru a... Ar fi mai bine că încă, dacă ar fi nevoie încă de o grupă, măcar, ca să cuprindem toți copiii, să avem și grupe de creșă, adică în grupe... Părinții au nevoie de să activeze încă o grupă de la 2 ani. Noi începem activitatea de la 3 ani. Copiii primim la grădiniță la 3 ani. Și care e problema? De ce nu? Finanță. Nu are cine finanța? Da, nu avem cine finanța. Avem probleme și aici, da, am avut multe probleme la început. N-am avut nici canalizație, nici apă. Multe, multe probleme, dar acum toate problemele astea sunt în grija primăriei, nu? Da, toate problemele astea sunt în grija primăriei și cu ajutorul părinților, cu lucrătorii, noi... Văd că ați făcut în clădiri reparații. Cine v-a sponsorizat, cine v-a ajutat? Ne-a sponsorizat și guvernul, României, 300.000. Am făcut acoperișul, pavajul în teritoriu, două pavilioane și reparații în grupe am făcut. Canalizare, am făcut reparații capitală în bucătărie anul trecut, 4 luni de zile grădinița n-a lucrat și am făcut reparații capitală în bucătărie, blocul alimentar. Jucării, jocuri, sunteți aprovizionați? Nu prea avem jucării, nici materiale didactice, fantezia și educatorilor le construiesc singurile, dar un părinte, avem un donator, un părinte peste hotare, ne-au trimis în sumă de 8.000 de lei. Donații de jucării. Cine-i părintele? Grăjdeana Colina.
Deci Diana Culina a făcut donație pentru grădiniță special, da? Da, special pentru grădiniță. Și pierdeli în sala muzicală și... Mai dea Doamne așa, da, mai dea Doamne, oameni. Da. Sigur. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru interviu și vă urez un succes și la mulți ani. Mulțumesc.